am început să lucrăm proiectul acesta în orele de socială și am început prin a căuta problemele din comunitatea noastră și una dintre cele care ni s-a părut nouă cea mai nasoală a fost că nu avem suporturi metalice pentru biciclete. Ei au găsit mai multe probleme, le-au analizat și au ajuns prin vot, bineînțeles, să decidă că aceasta este momentan cea mai importantă, este prioritară și o pot duce până la sfârșit. Deci am pus accent pe a finaliza proiectul. Am început să căutăm legile Constituției ca să arătăm că trebuie să avem în comunitate aceste suporturi. După care am început să facem pro și contra. Ei au învățat efectiv, pas cu pas, cum să scrie un proiect. De la a-și scrie intenția, respectiv a-și prezenta intenția în fața primarului și toate celelalte demersuri, cred că aici este valoarea educațională a acestui proiect. Am început să facem în ora de informatică un PowerPoint să arătăm la ce este bun acest proiect. E bun pentru copii pentru că în același timp facem mișcare și pentru comunitate, pentru că unii bătrâni din sat circulă mai mult cu bicicleta decât cu mașina și atunci e un avantaj și pentru cei din comună. Sunt la bază proiecte de advocacy, pentru că schimbă anumite legi în cadrul Consiliului Local. După care am început să mergem la primărie și să vorbim cu domnul primar, care ne-a spus că ne ajută să aducem aceste suporturi în comună. I-a avut curaj să vorbească cu domnul primar, pentru că noi suntem un pic mai închiși. Dar domnul primar a fost foarte prietenos, ba chiar mult mai deschis decât credeam că va fi. Depășind pragul fricii, pe viitor nu vor mai întâmpina greutatea aia de a vorbi cu autoritate locală. Înțeleg că sunt și ei cetățeni și că au și ei o voce. Am finalizat ceva bun pentru comuna noastră și s-au bucurat locuitorii. Acest proiect a implicat mai multe părți. Au implicat, în primul rând, copiii și cadrele didactice ale școlii, s-au implicat autoritățile locale, dar s-au implicat și parteneri externi. Am implicat și părinții în foarte multe proiecte de ale noastre și au venit și ei cu feedback. Au început să ne spună, știți, acum avem și noi curaj. Dacă am văzut că au copiii noștri curaj, avem și noi curaj. Conștientizăm acum că, da, avem și noi drepturi și conștientizăm cel mai mult importanța școlii, importanța de a fi învățat. Le crește stima de sine, bucuria că au realizat ceva împreună, bucuria că eu pot, eu sunt o voce, eu știu să spun, eu știu să pun o problemă și să o rezolv.